Tinerețea are două componente. Este cea biologică. E o boală care trece. Eu am avut, deci, o mamă naturală. A divorțat de tatăl meu și s-a recăsătorit cu un șofer. Și mama adoptivă, o femeie de țară Maramureșă, o femeie dârză. Am avut o viață, într-adevăr, plină de încercări, încă din copilărie. Am copilărit la bunici, fără tată, fără părinți. Tatăl la închisoare, deci am avut, eu la 15 ani am rămas orfan de tată. În copilăria mai fragedă l-am știut numai din fotografie. Ceaușescu a fost unul dintre cei care m-a promovat. Și am lucrat pe linie de partid o vreme, apoi am fost ministru tineretului și primul secretar al Uniunii Tineretului Muncitoresc, UTC-ul după aceea. A început să-i suspecteze pe toți cei din jur. Și de unde mă propulsase el cu încredere în activitatea politică, numai faptul că am avut, aveam obicei să-mi cam spun, e deschis părerele. Și am simțit la el un interes deosebit pentru modelul corean. Și am avut o dispută cu el și cu Elena Ceaușescu despre ce poate fi acest model. Că el nu e un model nici pentru o țară asiatică, cum e Corea, dar pentru o țară europeană, care a făcut asemenea deschideri, asemenea pași, care și-a asumat niște principii, să te uiți cu interes la un asemenea model, pentru că era modelul unui dictator absolut care reușise să țină sub controlul său o țară întreagă. Cam asta l-a interesat. Și atunci zicea ce este pompos pentru o țară ca România. Urmare, a fost imediat un activ ideologic de partid, în care Ceaușescu m-a criticat pentru intelectualism. Și m-a trimis la Școala Vieții. Ea ar putea să aibă un destin profesional și o viață mult mai așezată, mai liniștită. Ea, de când a terminat studenția, inginer chimist, a lucrat într-un laborator de coroziune a metalelor la Institutul de Cercetări Metalurgice, Institutul Departamental. A fost chiar fondatoarea acestui laborator. Și viața întreagă acolo a lucrat până a ieșit la pensie. Dar datorită mie a fost obligată să întreb o dată când am plecat la Praga pentru un an de zile, la Timișoara să facă navetă săptămânală, că n-am vrut să-și întreb activitatea. Și nu era simplu. Nu era săptămâna de 5 zile, ci de 6 zile. Și trebuia să meargă noaptea pe tren de la București la Timișoara să stea o zi cu mine și să se întoarcă luni dimineață proaspătă la laborator. Va fi o simbioză, așa cum spuneam. Adică este o aspirație omenirii de când e ea. Pentru o viață mai dreaptă, mai bună, pentru ca toți oamenii să se bucure de aceleași șanse. Niciodată nu va fi egalitate între toți membrii societății, dar șansele să fie egale. Autoritatea nu acoperă numai domeniul puterii. Fără să ai putere, poți să ai autoritate. Oamenii bogați totdeauna vor fi interesați de consolidarea bogăției lor. Deci nu politica făcută de bogați ne interesează.